cred că unul din contracte care sunteți faza a doua. Da, beneficiarul. Nu, nu vreau să spun că de obicei noi suntem prestatori. Prestatori. Partea asta de formală. Bun, haideți, începem atunci. Domn Bălică, dacă nu vă spărați, o să pun eu două cuvinte, după care, da? Ne spuneți dacă se aude, dacă sunteți focusați, dacă totul este bine. Da, nu? Toată lumea? Bun. Deci haideți să... Ne tot întreabă lumea de diferite proiecte, contracte. Poftim? Încă nu? Dați colegul poți să clarifice. Haideți să leagă colegul să clarifice. Dorna nu s-a gândit la așa reclamă. Da, publicitate. Că contribuie și la... Nu contribuie, ei sunt poluatori. Sunt obligați. Ei sunt poluatori și de anul ăsta o să contribuie pe asta. Bună seara. Bun, în primul rând îmi permiteți să vă salut și o să încerc să fiu cât se poate de succint, dar să și abordez problema în complexitate care ține de managementul deșeurilor și de soluțiile care țin de managementul deșeurilor. Noi la forul economic din acest an am stabilit mai multe obiective foarte clare către 2025, 2030, 2035. Vreau să cunoașteți că suntem în fiecare zi orientați ca aceste obiective să fie îndeplinite. În ultimii 3 ani de zile, în ceea ce ține de managementul deșeurilor, s-au făcut investiții enorm de mari, începând de la poligonul de la Țânțăreni, care a devenit unul în conformitate cu standardele internaționale. Aici vreau să menționez în primul rând stația de tratare a levigatului cu multiple filtri, când din acidul toxic sau din lichidul toxic care este în rezultatul depozitării deșeurilor format, putem să avem apă tehnică pură, apă de o calitate foarte înaltă. Dumneavoastră ați văzut acest lucru chiar la poligon, compactarea care se face în conformitate cu standardele internaționale DIGO, pe care l-am creat și care urmează în continuare să fie consolidat. La fel, toate angajamentele formulate și în raport cu Primăria Țânțăreni, a cărui parte componentă este acest poligon ca și teritoriu. Începând de la infrastructura educațională, infrastructura sportivă, drumurile, iluminat, multe alte lucruri, inclusiv un proiect devenit realitate de contract de 75 de milioane lei pentru 3 ani de zile, pentru ca noi, chișinăuienii, să putem depozita în siguranță, dar și în conformitate cu standardele internaționale, deșeurile acolo. Dar obiectivul major este ca toți noi să depozităm cât se poate mai puține deșeuri, iar deșeurile să devină reciclabile, deșeurile să devină parte componentă a unui proces din care să putem crea și alte lucruri deja în rezultat, după sortare, după reciclare.
Și vreau să anunț astăzi că pe lângă proiectul mare pe care îl avem cu finanțare de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiții și o comunitate de donatori, un grant foarte mare pentru modernizarea sistemului de colectare și administrarea deșeurilor în municipiul Chișinău. Asta înseamnă containere noi, câte le aveți deja? Peste 1000 le aveți, dar contractul este semnat pentru 3000 de containere noi. Acum discutăm despre procesul educațional, cum sortăm deșeurile, pentru că cea mai interesantă istorie, sub semnul întrebării, era că oamenii separat deci sortau deșeurile, fie că este sticla sau plasticul sau altele, la casele lor, le depozitau în containere diferite, după care venea o autogunoieră și încărca totul și copiii întrebau, dar ce facem noi de fapt? Vreau să vă anunț că în acest an o să încercăm să scoatem toate întrebările de acest tip. Asta înseamnă că avem containere noi, urmează autogunoiere cu deci ridicare laterală, deci în conformitate cu toate standardele, 6 acum plus 8 plus alte 30 în scurt timp. Contractele urmează să fie semnate. Deci spuneam despre 3000 de containere, spuneam despre condiții aici la autosalubritate, chiar și în aceste timpuri foarte complicate. Tot ce ține de depozitarea și prelucrarea primară. Și iată acum suntem în ultima fază, cred că de semnarea unui contract foarte mare, 217 milioane lei pentru reciclarea deșeurilor și soluționarea, cel puțin pentru regiune, ca exemplu, a procesului cap-coadă în ceea ce ține de deșeurile din municipiul Chișinău. Ce obținem în instanță finală? Deci Chișinău devine primul municipiu, oraș, localitate din Republica Moldova care va recicla o masă atât de mare de deșeuri și care va îndeplini obiectivele setate la nivel național. Spuneam asta în cadrul forumului economic de la Chișinău. Da, mai avem de muncit în această privință absolut toți, și partenerii privați, și partenerii publici, dar astăzi Chișinău devine un exemplu pentru întreaga țară și pentru regiune în general. Când spun regiune, asta înseamnă că și o parte foarte mare din România, nu mai vorbesc de Ucraina, acum cred că nu este relevant să facem paralele, dar vreau să știți că până acum, oricum, aceste soluții nu au fost de asemenea natură implementate. Chișinău devine, așa cum spuneam, cel mai mare operator, dar și având un cel mai mare coeficient împreună cu partenerii privați, cu un coeficient de reciclare din regiune. Deci, ceea ce spuneam, soluția vine să rezolve lacunele din sistemul de sortare a deșeurilor, iar primăria municipiului Chișinău între timp dezvoltă sau va dezvolta și alte soluții care vor permite diminuarea cât se poate de mult a depozitării deșeurilor și respectiv reciclarea acestor. Cum spuneam, la depozitul de deșeuri de la Țânțăreni urmează să ajungă doar deșeurile care au o rată potențială diminuată de poluarea mediului. Asta este un alt obiectiv foarte important. Chiar acum am făcut poate nu cea mai potrivită glumă din punct de vedere a marketingului, dar este realitate. Țin cont de ceea ce avem pe masă, nu vreau să fac referință dacă va vrea domnul Baleca să facă acest lucru. Toți cei care sortează la sursă vor avea siguranță că efortul lor nu este zadarnic, fiind siguri că toate deșeurile menționate nu vor fi înhumate la depozit. Urmează împreună să organizăm și campanii de informare în această privință. Ceea ce mă bucură pe mine și vreau cu toată sinceritatea să afirm că sunt subiecte și probleme cronice cu care s-a confruntat municipiul Chișinău de-a lungul anilor, proiecte majore după standardele statelor Uniunii Europene, pe care astăzi în premieră le realizăm cap-coadă la Chișinău și sperăm că
rezultatele vor fi pe potrivă. Vreau să vă aduc la cunoștință că în februarie, în paralel, Regia Autosalubritate urmează să lanseze și achiziția pentru construcția unei stații de transfer a deșeurilor cu o linie de sortare primară, cum ziceam. Toate deșeurile colectate din oraș, asta ar însemna 190.000 de tone pe an, urmează să fie transmise spre sortare, indiferent dacă au fost sortate la sursă sau nu. Iar acest lucru va permite în 2023 reciclarea peste cel puțin 10% din masa deșeurilor, cu circa 40-45% din volumul deșeurilor nemijlocit. La prima etapă urmează să fie identificate pentru reciclare hârtie, cartonul, plasticul, metalul, sticla și, cum ziceam, contractul este de 217 milioane lei. Nu voi face detalizare, dacă vor dori colegii noștri să spună cât e pe tonă, cât e în alte circunstanțe. Eu mă bucur că noi, în urma unor proceduri transparente, în urma unor proceduri participative, am asigurat ca întreg acest proces să fie finalizat și avem responsabilitatea civică față de generațiile curente, dar în deosebi pentru generațiile următoare să facem acest lucru. Acum, ceea ce este important, cred că suntem gata, pentru că foarte des ne întreabă, noi avem și studiile de fezabilitate, de prefezabilitate, de orice nivel și ordin, și suntem gata cu experiență și cu greșelile pe care le-am făcut, pentru că nu există lucruri pe care să le implementez ca să nu existe și unele neconformități, poate pe care nu le ai în calcul din start. Asta nu înseamnă doar pentru Republica Moldova o experiență, pentru toată lumea. Deci, noi când ne adresăm colegilor din România sau colegilor din Uniunea Europeană, le spunem întotdeauna: învățați-ne să nu facem greșelile pe care ați călcat odată dumneavoastră, să nu călcăm pe aceleași greble. Deci, haideți să învățăm împreună, să preluăm practicile bune, să implementăm practicile bune, să diminuăm din riscuri și să învățăm din greșelile altora, iar câteodată și din ale noastre proprii. De ce spun asta? Pentru că în continuare există un interes foarte mare, un interes sporit pentru soluționarea acestor probleme la nivel național și noi suntem gata împreună cu toată lumea să contribuim cu expertiza, experiența, inclusiv, cum spuneam, și acele lucruri pe care nu neapărat le-am făcut bine la nivel național, ca să rezolvăm problema nu doar pentru municipiul Chișinău, dar ca să contribuim ca și guvernul să poată soluționa problema în localitățile din Republica Moldova, care este una foarte, foarte mare. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, eu am să vă răspund la ele. Dacă nu, dar până atunci chiar cred că ar fi corect să oferim deci și colegilor noștri să se expună. Bună ziua la toată lumea. Mai tare. Astăzi s-a făcut un lucru foarte important pentru, cred că, viitorul Republicii și a municipiului inclusiv. Da, noi e o companie deja de 31 de ani, dintre care mai mult de 16 activăm în domeniul managementul deșeurilor, dar mai mult ca reciclatori și acum de vreo 6-7 ani facem și sortare. Sortarea este inevitabilă în managementul deșeurilor, prima treaptă pentru a valorifica urmările confortului nostru pe care noi îl trăim zi de zi, adică de pe zi ce trece noi vedem că comerțul ne impune toate produsele care le consumăm ambalate, dar ele, fiind procurate, devin deșeu, la care ne face foarte grea viața și mai mult în viitor. Eu am să fiu scurt și am să vă prezint ce parcurge un ambalaj care am servit un gât de apă. Da? Este foarte simplu. Da? După ce l-am servit, el rămâne în natură, da? Puneți pentru câți ani? Asta înhumat în sol 1000 de ani, da? La soare 500.
Să spune mult că cine, ele au apărut de 30 de ani la noi, da? Utilajele care îmbătrânesc, materialele au ajuns la tehnologia asta. La ce am ajuns, la ce am adus noi? Ambalajul ăsta l-am adus la fulgi, fulgi mărunțit, spalat, bine, și la, dacă ne uităm atent, avem o caserolă, să nu, va, nu este produsă în Republica Moldova, este produsă în Austria, livrată din fulgi care i-am produs din pieturile care municipiul Chișinău, cetățenii responsabili din 2005, tot aruncă câte o sticlă, câte o sticlă în plasele amplasate de compania noastră împreună cu autoritățile publice locale. Noi am contribuit la educația populației municipală, dar acum și a Republicii, pentru a ajunge la niște nivele. Vă mai prezint tot din ambalajele noastre, da? Avem niște folii, da? Arată foarte frumos și când atunci ne gândim că toate câmpurile, toate pădurile sunt împânzite de plasticele care noi le aruncăm, că nu vine nimeni la noi în țară să ne polueze, da? Lumea produce deja bunuri. Noi contribuim la economia circulară, vrând, nevrând, reciclând ambalajele astea. Acum, deja de astăzi, oficial, noi vom sorta deșeurile municipale și vom reîntoarce în circuitul economic tot ce înseamnă ambalaj. 13 fracții de deșeuri, de ambalaje, deșeuri care pot fi reciclate, noi le vom da o nouă viață. Pentru asta vom reduce poluarea, vom contribui la ceea ce e garantat de Constituție, la viață, aer curat, apă curată și sol curat, da? Adică o contribuție mică care o facem noi de astăzi împreună cu autoritățile publice locale și cred că prin intermediul dumneavoastră chiar facem o adresare la toate raioanele noastre care nu au cu noi contracte de colaborare, să se lipească și să diminuăm în totalitate pe țară problema care o avem. De astăzi înainte, orizonturile companiei noastre sunt în comun cu autosalubrității, colegii noștri, ei au fost tot timpul alături. Noi vedem în câțiva ani zero deșeuri pentru municipiul Chișinău. Asta va da dovadă și va rezulta într aceea că nu va mai trebui stații de tratat livigatul, nu va mai polua până vom capta gazul. L-o ține tot sub control, înseamnă că zero deșeuri, multe orașe din Uniunea Europeană deja au chestiunea asta, da? Și împreună cu autoritățile publice locale, cred că noi vom ajunge. Avem capacitate, avem cunoștință, suntem astăzi împreună cu municipalitatea, chiar într-adevăr în regiune, cei mai mari. Și eficiență trebuie să... Eficiență, da, da. Acum rămâne să deruleze contractul și la mai mult și la mai mare. O zi frumoasă, e de iarnă, dar e o zi frumoasă cu soare într-un ceas bun. Domnul primar, tot survin din partea... Neapărat, noi contribuim la ceea că avem ce avem astăzi, da? Acum să reîntoarcem ce, ca și nepoții noștri să vadă zăpadă, măcar, da. Mulțumesc, mă. Bună ziua, colegi. Opa. Vedeți? Vântul tot de acolo vine. Da, da, da. Da. Gata, stii? Este fixat. Dragi colegi, stimați cetățeni, puțin, dacă îmi permis, foarte puține detalii, dar destul de important despre contractul care astăzi a fost semnat cu susținerea și suportul primăriei municipiului Chișinău. Deci noi contractul îl semnăm pe o perioadă de 5 ani, a fost un contract
în care s-a identificat câștigătorul folosind legislația cu privire la achiziții publice, deci prin intermediul platformelor de achiziții, absolut transparent. Un contract prevede termenul de 5 ani, două etape de implementare. La etapa inițială noi vom sorta, deci, toate deșeurile, indiferent de dacă au fost sortate la sursă sau nu. Vorbim despre o sortare aproximativ 190.000 de tone pe an. Cel puțin 10%, vor fi reciclate, în corespundere cu ceea ce a spus domn primar, domn director. Aceasta înseamnă că minim 19.000 de tone de deșeuri nu vor fi depozitate. 19.000 de tone de deșeuri depozitate, aceasta ar însemna peste 30.000 de tone de CO2 emise în atmosferă. Dar ceea ce noi ne dorim în primul rând este să diminuăm propriu-zis impactul asupra mediului, să avem o economie circulară și respectiv, ca și impact, să înțelegeți, pentru ca copacii să trateze, să absoarbă peste 30.000 de tone de CO2, ne-ar fi trebuit peste 180.000 de copaci maturi. Respectiv, încercăm să o facem invers. Mai puțin poluăm, mai puțin depozităm și respectiv și avem și o atmosferă, un mediu ambient mai prietenos. Prima etapă, 10%, peste 19.000 de tone reciclate. A doua etapă, ne propunem peste 20% să fie reciclate, inclusiv și RDF-ul, care reprezintă la etapa actuală o provocare pentru întreaga comunitate internațională, cum este corect să-l reciclez. A doua etapă, prima etapă ne va costa aproximativ 120 de lei cu TVA per tona sortată, a doua etapă 250 per tona sortată cu TVA. Impactul va fi unul enorm, vom deveni cel mai mare reciclator din regiune, după cum a menționat domn primar, în corespundere cu obiectivele setate la forumul investițional, astfel încât până în 2030 să avem zero deșeuri depozitate. Adițional, lucrăm, iarăși în corespundere cu ceea ce a fost setat ca și obiectiv de către primărie, la identificarea soluțiilor pentru degazare activă, astfel încât metanul să nu ajungă, ca și procedură de descompunere a deșeurilor, să nu ajungă în atmosferă, să nu contribuie la efectul de seră. Este un pas foarte important, un pas care va duce foarte multe beneficii chișinăuienilor, va duce o certitudine cu privire la parcursul deșeurilor și va duce o certitudine pentru cei care sortează la sursă, ceea ce este foarte important, și respectiv ne aduce pe noi mai aproape de o economie circulară cu adevărat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, pentru timpul acordat. Eu cred că s-a meritat pentru acest pas simbolic. Dacă ați observat, tot ce a fost astăzi la semnare este din materiale reciclabile. Pe masă avem doar materiale reciclabile și un îndemn către cetățeni pe această cale: sortați la sursă, cât mai bine sortați la sursă, cu atât mai mare efect. Exact. Scaunul din PET, inclusiv lemn, și sortați la sursă, folosiți materiale reciclabile, astfel încât să ne fie și nouă, ca și operator, sortătorului ABS, să le fie mai ușor să recicleze, să sorteze, iar primăriei municipiului Chișinău să fie mai ușor să contribuie la un mediu prietenos pentru cetățeni. Mersi! Deci este o procedură, procedura este care noi vom implementa, este una după principiul economicității. Colectăm noi autosolubritatea, apoi noi ducem sortatorului la facilitatea lui, la zona de desortare a deșeurilor. Toate autospecialele se vor descărca acolo. Acolo va avea loc procedura de procesare a deșeurilor, sortarea propriu-zisă, identificarea deșeurilor reciclabile, după cum am spus, în două etape. Și toate, deci, în funcție de etape, toate deșeurile identificate vor fi trimise către reciclare. Aici vorbim încă la etapa întâi, se vor identifica spre reciclare și deșeuri economice nefezabile sau foarte puțin, care sunt foarte costisitoare spre a fi reciclate, care va fi iarăși pe seama reciclatorului. Deci sortatorul va fi obligat să identifice soluțiile pentru reciclare. Și, spre exemplu, deșeurile care nu vor fi spre reciclare, vor fi transportate la depozitul de la Tesărit, așa?
care nu sunt reciclabile, care nu vor fi, da, vor fi depozitate. Aceasta este ca o etapă primară. După cum a spus domn primar, noi suntem în identificarea soluțiilor pentru reciclarea și a celorlalte fracții de deșeuri, integral. Despre asta trebuie să aducem la zi. E o procedură de tip. Biodegradabile și așa mai departe. Când va începe această... Sortarea, propriu-zis? Începe săptămâna viitoare, exact la început săptămânii. Noi avem mai multe campanii lansate, inclusiv în parteneriat cu AU Reciclare ABS, despre campania Eu Sortez. Sper că sunteți militanții acestei campanii și propriu-zis promovați și pirițelele voastre, platformele care le dețineți. Eu Sortez este o campanie lansată anterior. Actualmente, cu suportul primăriei, noi am identificat surse adiționale pentru ca să promovăm mai activ, propriu-zis, cauza aceasta de sortare la sursă. Inclusiv cu sortatorul vom coagula eforturile noastre pentru ca să promovăm o masă mai activ, mai cu răutate de această sănătoasă. Și plus, pe lângă campaniile de informare, o să mergem campaniile educaționale în instituțiile. Da. Dimineața la microfon, domn director, de azi. Deci, pe lângă faptul, chiar acum discutam, de fapt noi vorbim despre un modul opțional în sistemul educațional, în care copiii ar putea să învețe acest lucru, dar vor fi și lecții asistate pentru adulți în cadrul unor campanii focusate. Da, spune domnul director. Tot un moment foarte important cu suportul, iarăși, în cadrul proiectului Deșeuri Solide de Chișinău, care a fost susținut în tocmai și a fost promovat de către Primăria Municipiului Chișinău. Avem un plan de comunicare elaborat de către un consultant internațional. Acest plan de comunicare, să spun eu, până în prezent niciodată n-a fost planificat un astfel de plan, mă scuzați pentru pleonasm, n-a fost așa de ambițios plan pe comunicare. Deci ne dorim să investim cu cap în cei ce ține de educarea persoanelor. Și acum la etapa cel mai importantă este să educăm cetățenii. Bun, trebuie să înțelegem că e o chestiune și de mentalitate. Fiind la Viena, un oraș care se află pe locul numărul 1 în lume, oricum există și acolo probleme. Trebuie să înțelegem că sunt subiecte de timp, de caracter, de posibilități pentru unii sau pentru alții. Deci o să încercăm să mergem, cum spuneam, cu o abordare complexă, de la cei mici, în primul rând trebuie să ne focusăm acolo, la școală, la grădiniță. Iată cum ieri am adus în fiecare grădiniță, împreună cu partenerii noștri, seturi de joacă standard internațional. Astăzi am început cu un proiect foarte mare de peste 50 de milioane în domeniul protecției copilului. Deci de acolo, de la școală trebuie să plecăm, să ajungem la adulți, dar trebuie să înțelegem că acest lucru ne va lua și timp. Noi avem obiectivele setate și până când, dacă este să vorbim foarte sincer unii cu alții, noi suntem înaintea termenilor stabiliți tot de noi pentru implementare. Dar trebuie la fiecare etapă să măsurăm și indicatorii de performanță, dacă ne aliniem la standarde, la standarde de calitate. Obiectivul nostru este ca municipiul Chișinău, ca Republica Moldova, țara în care noi trăim, să aibă o condiție de mediu cât se poate de favorabilă din toate punctele de vedere. Acum, dacă mă întrebați, suntem pe ultima sută de metri de elaborare a tuturor documentelor necesare pentru aprobarea unui proiect amplu de reabilitare a albiei râului Bâc. Noi am muncit pe o zonă de câțiva kilometri. Și acum puteți să vedeți rezultatul acolo, dar este vorba despre o porțiune enorm de mare cu soluții naturale, ceea ce astăzi sunt în poate doar câteva orașe din Europa. La fel pe stația de epurare, pe condiții de tratare a apelor și multe, multe altele. Aerul, solul, apa sunt acele, deci, acei factori care, într-un fel sau altul, ne determină și starea de sănătate, nu numai alte aspecte. Deci este datoria noastră și noi știm de acest lucru, până când nu vrem să plecăm nicăieri, da, domnul Bărătă? Noi vrem să trăim aici în Republica Moldova și trebuie să ne îngrijim cu toții ca lucrurile să decurgă cât se poate de corect
și bine. Iar eu sunt sigur că mass media o să ne ajute în această privință. Și repet, suntem gata să extindem aceste cooperări, să împărtășim experiența și cu alte localități, să includem alte localități, așa cum prevede, în conformitate cu proiectul mare, zona 4 din Republica Moldova. Bun, nu știu cifra exactă care sunt acum, dar ultimul contract sunt 3.000, 1.000 au ajuns, urmează celelalte două să ajungă în scurt timp. Inclusiv. Inclusiv, dar sunt platforme foarte multe, Direcția Comunală Locativă. Dacă o să doriți, vă dăm cifrele exacte ca să nu greșesc în plus 10, minus 10, că presa este foarte, foarte atentă la lucrurile astea, vă furnizăm datele exacte imediat după această conferință. La această etapă nu se pune această problemă. Și suma de 217 milioane este pe an? Nu, pentru toți 5 ani. E suma contractului, da. Din bugetul municipal? Autosalubritate, buget municipal, deci aici sunt relații ca și exact în cazul apă-canal. Dacă vedem că nu trage, atunci suplinim. Ce să facem? Asta e. Cu tot cu ajustare de tarif, de exemplu, aceeași apă canal astăzi are 82 milioane deficitul planificat pentru anul viitor, 100 de milioane trebuie să întoarcă municipalitatea, 88 de milioane este deficitul la anul 2022. Că au crescut tarifele substanțial, în special cele la energie electrică. Am văzut diferite comentarii în spațiul public, vreau să vă aduc aminte că energia electrică oricum este practic de 3 ori mai scumpă decât acum un an și jumătate. Că a deviat de la 6 la 4, cât de la 4 la 3 și nu știu cât, noi o procurăm energia electrică la un preț cu 16% mai mult decât acum un an de zile de la Cuciurgani, dar plătim de 3 ori mai mult. Asta este și nu vrem să criticăm pe nimeni aici. Vreau să înțelegeți că sutele de milioane de lei care nu se duc astăzi la grădiniță, la școală, la trotuar, drum, spațiu public, acces, suburbii, proiectele de acolo, sunt cele pe care le plătim pentru facturile pentru costurile energetice. Gaz, energie electrică, multe altele. Și cât ne costă domnul? Cât ne costă, domn director? De 400 de euro, 420 de euro. 420 de euro per unitate. Dacă nu greșesc... 420 de euro per unitate. A fost o achiziție publică prin intermediul platformei Bird-ului internațională. Internațional. Marea majoritate a achizițiilor publice de valoare mare acum sunt pe platformele internaționale, inclusiv cu publicații în registrele UE. Și cea mai ieftină ofertă. Aș putea și eu ceva să dau. Puneți, sigur. La toată gospodăria de containere care sunt în Chișinău, ABS-ul a venit și el cu 1500 de containere. Sunt mai autohtone din plasă, dar au un mare efect în educația populației. Adică când unul mai în vârstă aruncă altceva decât masă plastică în ele, un copil poate să-i facă și o observație, că se vede. Așa. Acum urmează nou pentru municipiul Chișinău, împreună cu Asociația Obștească a Reciclării, se vor monta încă peste 200 de containere pentru cioburi. Sunt niște clopote, da, care cetățenii vor putea selecta numai ambalajele din sticlă în ele. Da? Dar ca să fie mai clar, ce ar putea fiecare cetățean a municipiului ca să contribuie la soluționarea problemei pentru sortare, e foarte simplu. Două fracții, așa și campania Eu Reciclez spune, nu facem decât masa biodegradabilă, adică deșeurile alimentare. Le punem într-o pungă neagră, deșeurile uscate, cum ar fi plasticul, hârtia, tot sticla, tot ce e reciclabil, aluminiu, doză de aluminiu și orice, polistiren, le punem într-o altă. Dacă nu suntem dotați cu toată infrastructura, le punem într-un container și ABS-ul la sortare găsește și atunci nu faceți o favoare companiei noastre, ci vă faceți dumneavoastră, cetățenii, la mediu contribuiți, că nu se mai cheltuie resurse energetice pentru a curăța deșeurile și reciclabile, adică faceți fiecare, nevrând, face o economie pentru țara noastră, pentru ei însuși. Vă mulțumesc. Cam câți ani ar trebui ca să ajungem la zero deșeuri? La zero deșeuri ne-ar trebui 5 ani de zile să treacă, da, dar pentru asta este necesar, da,
ca toți fii pozitivi așa cum sunteți voi. Cum aveți... Ideea este următoare. Nu, este foarte simplu. Noi la forum am specificat doi termeni foarte clari. Unul e că vom găsi, vom identifica soluția până în 2025 pe partea primară și soluția este identificată, acum trebuie să vedem ca ea să funcționeze. 2030, deci zona primară pentru deșeuri zero depozitate, pentru că nu putem să avem zero deșeuri, deșeuri producem. Acum, că nu le ducem la groapa de gunoi, ăsta este obiectivul de bază, ca să nu avem ce pune acolo. Și este realizabil, așa cum spunea domnul Balica, ca lucrurile astea să se întâmple. Eu vreau să vă spun că municipiul Chișinău, noi avem proiecte foarte mari în această perioadă, este vorba și de eficiență energetică, spitale, grădinițe, școli, instituții, de cealaltă parte procese care țin de managementul deșeurilor, de cealaltă parte apă și canalizare, soluții naturale pentru mediul ambient, cum ar fi albia râului Bâc, deja de drumuri și restul nu mai vorbesc, dumneavoastră le vedeți, ne-ați făcut acolo și știți cum spun, ia că au făcut atâtea trotuare, dar noi suntem mândri că am făcut atâtea trotuare, mai puține oameni cu cărucioare, cu bătrânile, dar păi cum trebuie să circul prin Chișinău? Dar alături de asta vă invităm să veniți și la deșeuri când rezolvăm întrebările, și la apă, și la canalizare, și la grădiniță, și la școală, și la spital, și la peste tot. Organizăm și excursii, domnul Cricu. Cu mare drag, ca cu organizarea excursii pot să spun din experiență aproape, foarte aproape de, de copii. Inclusiv copiii mei au fost în ospiție la voi și nu doar la voi, dar și la noi, în toate instituțiile și chiar suntem deschiși. Însă și este ca proces foarte interesant, pentru că există diferite stereotipuri, diferite, așa, să spunem, prejudecăți psihologice. Chiar este, da, mai bine odată să vezi și să vezi că lucrurile stau destul de interesant și pe partea de proces și pe partea de rezultat. Da, noi cu mare drag, dacă nu sunt alte întrebări, fugim și vă lăsăm în compania. Da, spune. Scuzați, colegi, vreau să accentuez, e foarte important. Noi vom sorta toate deșeurile, indiferent au fost sortate la sursă sau nu. Sortarea la sursă ar permite pur și simplu să facilităm procesul. Să-l urgentăm, să-l... Să-l facem mai ușor, mai da. Ieftin, mai prietenos mediului, să zic eu, inclusiv și sortatorului. Dar toate deșeurile colectate din oraș vor fi sortate. 100% colectate. Atât? Domnul primar, am încă o întrebare. De ce parteneriatul anterior cu ANDS nu a funcționat și de ce acum a fost permis? Ceea ce a fost anterior, noi am menționat, acum suntem într-un proces foarte amplu, incomparabil cu ceea ce a fost anterior. Dar vă spune și ABS-ul de ce. 250 de tone în etapa a doua, anterior erau 200, acum avem suficient. Vreți să mă întrebați de bani la buget? Vreau să vă spun că pur și simplu am vrut să evit subiectele astea poate astăzi. Vreau să vă spun că astăzi guvernul ne-a lăsat fără sute de milioane de lei. Ne-a pus în cârcă, deci, un lucru care nu s-a mai întâlnit undeva și ați văzut ce a spus cei de la Bălți, ce au spus multe localități cu salariile pentru funcționari publici. Adică guvernul spune că eu dau, dar bani nu dau. Așa ceva nu este posibil. Și este regretabil faptul că o gaură pentru investiții, o gaură pentru dezvoltare este formată prin acțiunile directe ale guvernului. Dar noi să ne descurcăm, așa sau altfel. Am demonstrat că putem și pe partea de fiscalitate și pe partea de dezvoltare, în criză când este pus pe noi, pe toți, pe chișinăuieni, și criza COVID, care în 70% a fost pe presiunea municipiului Chișinău pe spitalele municipale, și criza refugiaților, și criza energetică, pentru că aici se află. Întrebați cât consumă această întreprindere sau apă canal. Și o să ne descurcăm, chiar dacă este complicat. Problema este că asta scade din ambițiile noastre de dezvoltare. Înseamnă că vom putea deschide mai puține entități sociale, repara mai puține școli posibil, capital, așa cum ne-am fi dorit, investi în termoizolare mai puțin, crea alte proiecte mai puțin. Dar asta nu înseamnă că deloc. Am demonstrat că an de an, chiar și în aceste condiții dificile, putem să multiplicăm proiectele și am ajuns când în 3 ani de zile avem proiecte mai mult decât în toți 30 luați împreună, în toate domeniile. Transport, deșeuri, apă și canalizare, educație, sănătate, etc.
tineret de 10 ori majorate bugetele, sport de 10 ori majorate bugetul, cultură de 10 ori majorate la unele componente și de 3 ori în general, per total, aceste lucruri. Ce înseamnă? N-am bani mai mulți decât au fost anterior. Asta înseamnă regulă, asta înseamnă ordine, asta înseamnă organizare, asta înseamnă echipă care știe să facă lucrurile să se întâmple așa acum. Vă mulțumesc! Da! Nu a majorat nimic municipalitatea. Totul vine de la guvern, o să dea toate detaliile direcția respectivă de profil. Dar vreau să accentuez. Deci n-am majorat absolut nimic municipalitatea. Tot ce este cu majorare vine de la guvern. Întrebarea o puneți acolo că am văzut interpretări în spațiul public, în special cu referință la municipalitate. Nu. Vă rog să adresați întrebarea acolo unde trebuie să fie pusă. Eu vreau să vă spun că eu am foarte mulți prieteni care trăiesc în regiunea la Flacăra și lucrează în centru, care nu mai urcă în BMW-urile lor luxoase și pleacă la serviciu cu transportul public. Acum, dacă mă întrebați pe mine personal, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, eu mă deplasez pe parcursul zilei cu transportul pe care l-am, dar dimineața, în special dimineața, vin practic în fiecare dimineață sau pe jos, sau cu bicicleta, sau cu trotineta, ca să văd cum se întâmplă lucrurile, inclusiv pe benzele dedicate. Astăzi am fost pe câteva benzi dedicate, am mers în spatele troleibuzilor. Flacăra către Unic, astăzi parcurgi cu troleibuzul în 10, maxim 15 minute, ceea ce anterior era 40-45 o oră. La fel sunt porțiunile care vin pe Pușkin-Bodone spre deci Râșcani și Ciocana, dar eu sper foarte mult că noi împreună cu poliția, pentru că aici avem unele carențe în ceea ce ține, sau unele întârzieri în ceea ce ține de coordonare. Ca să înțelegeți, cu un an de zile ne-a luat coordonarea pe Ștefan cel Mare a implementării benzilor dedicate, care până la final nu sunt în conformitate cu acele standarde pe care noi le-am planificat, poate. Dar, da, vom acționa în continuare pe trasarea acestor benzi dedicate pentru obiectivul de transport public. Mai avem în acest an să aducem, așa cum ați văzut, 16 din 18 suburbii au reclamat că au nevoie suplimentar de transport. Da, noi am pus practic peste tot transport nou. Fie că este troleibuz, fără fir, fie că este autobuz. N-ajunge la Dumbrava, n-ajunge la Bâc, nu ajunge la Goian, nu ajunge. Dacă avem în localitățile de bază, atunci nu avem la localitățile satelit din localitățile de bază. Vom ajunge și acolo. Problemele sunt multiple, în continuare le vom soluționa pe rând una câte una. Care lucrări? Cum sunt toate procedurile realizate, cum vom începe? Am și da. O întrebare, nu spuneți, nu la subiect, dar... Cel mai regretabil fapt este că aflându-se în astfel de funcții înalte, nici măcar inspirații nu au. Copiază. Pentru că am fost eu cel care am dat-o în judecată pe doamna prim-ministru și pe domnul ministru al justiției pentru fals în declarații publice, spunând că vor mătura Piața Mare a Dunării Naționale. Ăsta este, în limba rusă se numea dvoieșnic. Nici măcar nu știe să inventeze unele lucruri care să fie a lui proprii. Deci copiază la propriu. Acum mergem mai departe ca să fie foarte clar. Republica Moldova este singura țară din lume care a plătit practic cel mai scump gaz din lume vara. Și noi suntem practic singura țară din lume care plătim cel mai scump gaz iarna, atunci când prețul la bursă, la cea internațională, este mai puțin de 600 de dolari per 1000 de metri cubi. Iar noi plătim astăzi 1300. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că nu doar că plătim 1000, până la 1300 de dolari pentru 1000 de metri cubi, pentru acele, să spunem așa, lucruri dominatoare în acest context. Vreți să știți mai mult decât atât?
300 de milioane de euro credit. Deci nu doar că plătim cel mai scump gaz din lume sau din Europa. Noi îl plătim din banii luați în credit. Adică trebuie să rambursăm și creditul pentru asta. La fel cu energie electrică, la fel cu contractele de secrete. Eu, ceea ce spun, afirm și voi prezenta toate probele. Ce probe? Păi o să vedeți în instanța de judecată. Eu fac cu certitudine, eu n-am fugit nicăieri niciodată. Așa. Bun. Alte întrebări mai sunt? Da, ieri Ministerul și Cancelarea de Stat au anunțat că au atacat în judecată decizia CMC, prin care au fost votate diverse proiecte de planuri urbanistice zonale. Dacă știți despre asta, ce poziție aveți? Dacă ați făcut cunoștință cu planurile? Dar n-au decât, eu am înțeles că toată instanța de judecată e urbanist, arhitector, Ministerul Infrastructurii, care n-are nicio competență pe zona asta, e arhitector și urbanist. Să-și cate de treabă, mă, aveți de diminuat gazul, aveți de diminuat electricitatea, că e de 3 ori mai scump, aveți de făcut drumuri, aveți pe partea de infrastructură, aveți o grămadă de obligațiuni față de, și promisiuni față de alegători. Marș la lucru, apucați-vă de treabă, dar pe instanța de judecată nicio problemă, ne-am clarificat. Cine trebuie să se expună? Specialiștii. Cine e acolo? E specialist cineva la... De unde trebuie să vină un ordin sau nu știu ce inventează? Va spune instanța de judecată, ne vom conforma. Este plenul Consiliului care a votat. Ce mă întrebați pe mine? Și v-am spus să se ocupe de lucrurile care sunt proprii lui. Și nu doar el. Să tot guvernul. Treabă au ce face Chișinău, cum s-a scărpinat câinele vagabond după ureche. Du-te mă și-ți cată de treabă, că plânge lumea de sărăcie. Mă rog, mulțumesc. Mă scuzați că am trebuit să vă asociez, dar asta este situația. Domnul primar, faci o poză împreună. Cu mare drag. Domnul director, frumânăm. Scoteți-l cumva pe domnul Balecăchian. Mai are în alte raioane și o să-i tai acolo finanțarea. Ok. Urmează aia este la școală. Da, da.